Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Și o să analizez dragostea, banii, cariera, casa, familia și surpriza. Hai să vedem în primul rând pe dragoste. Cum stai? Care e situația? Să vedem care este situația pentru tine. Wow, în momentul de față văd că, nu știu, ori ești într-un compromis, ori te simți neîndreptățit, simți că persoana asta ți-a făcut o nedreptate, te-a trădat, te-a dezamăgit. Pe de altă parte, văd că ești într-o perioadă în care e ca și cum te-ai resemnat și vrei să leși relația în care ai fost deoparte, unii văd că ați fost înșelați sau poate alții sunteți lăsați pentru altcineva. E ca și cum persoana de lângă are o altă prioritate. Și cinciul ăsta de spade îmi spune mie că tu îți cam urmărești propriul interes. Da? Îți dai seama că plăcerea ta contează mai mult, că tu ești mai valoros. Văd aici că te gândești foarte intens la o călătorie, la un drum. Pentru unii poate să fie vorba despre o invitație pe care o primiți din partea unei noi persoane. Sau pe care ați primit-o deja. Însă văd aici foarte mult triumf. Hai să vedem 5 de spade. Care e motivul? De ce a apărut? Văd aici un compromis, da? 4 de cupe. Da, ori a apărut plictiseala, ori pur și simplu ție nu-ți convine ceea ce ți se oferă. Acest compromis, această situație, ție pur și simplu, uite, nu îți place, da? Nu îți place. Și atunci îți dai seama că e cazul să faci ceva în acest sens. Mai văd pentru alții chiar și o lipsă de comunicare. Oricum ar fi, ceva s-a închis. Wow, dragilor, cavalerul de bâte, nebunul și cu lumea. Unii vreți să luptați cu toată ființa voastră pentru persoana asta, alții deja în mintea voastră sunteți, nu știu, plecați într-o vacanță, deja sunteți pe alte dărâmuri, deja sunteți într-o altă viață. Și aici să știi că da, intuiția ta îți spune bine că viața ta se poate schimba foarte rapid. Foarte rapid, mai ales din punct de vedere personal. Hai să vedem ce urmează să se întâmple în situația asta. 4 de spade. Uite, fie poate să fie o pauză în relația asta, pentru alții văd o după amiază petrecută împreună, o întâlnire. 4 de spade mai reprezintă și faptul că aici te văd foarte liniștit, te văd foarte bine, dar simt că e ca și cum vrei să stai singur sau singură. Da? Vrei să te odihnești pentru că, uite, ai obosit aici, ai obosit în acest compromis, ai obosit în această situație. Pe de altă parte, e ca și cum vrei să-ți refaci inima, vrei să-ți refaci sufletul. Hai să vedem. 4 de spade. Wow, 9 de cupe. Păi tu aici, uite, vrei să mergi să te relaxezi, vrei să te simți bine. Așa cum am spus, poate ți-ai un concediu, o vacanță, poate ți-ai o seară petrecută tu cu tine sau împreună cu persoana iubită, dar eu aici te văd foarte relaxat, te văd foarte liniștit. Wow! Totuși văd o apăsare foarte mare pentru partea masculină. Da? Dacă ești femeie, vezi că bărbatul ăsta va vrea să vă vedeți, va vrea să discutați, însă o apăsare foarte mare văd pe el, pentru că e ca și cum simte că pierde controlul asupra acestei relații, asupra acestei situații. Sentimente față de tine are, însă pur și simplu simte că nu, simte că nu mai are control asupra ta. Uite, văd aici un drum pe care îl faci pentru a te vedea cu această persoană sau poate să fie pentru unii o relație la distanță în care văd că v-ați resemnat, vă simțiți bine. Pe de altă parte, mai văd aici și faptul că aici e ca și cum vei lăsa ceva în urma ta. Alții văd că faceți un drum pentru a vă distra, pentru a vă simți bine. Dar simt aici că vreți să mergeți singuri pe un drum. Chiar un moment în care e ca și cum spui, nu mai pasă, da? Nu mai pasă, vreau o dovadă, vreau ceva stabil. Uite, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Păi uite că aici în relația asta văd o întâlnire cu pasiune, o întâlnire frumoasă, dar văd și un cadou pe care îl primești sau
Poate să fie vorba despre faptul că rezolvi ceva din punct de vedere financiar cu omul ăsta. Dar uite, aici e clar că aici ori persoana asta îți face o propunere serioasă de dragoste, ori pur și simplu pentru alții dintre voi e ca și cum mergeți și vă căutați voi persoana potrivită. Hai să vedem pe bani cum stai în momentul de față, carieră, bani. Turnul, wow, în momentul de față văd că ai avut parte de un eveniment neprevăzut sau ești într-o situație în care ceva s-a dat peste cap deodată, dar văd aici că ești o persoană care plănuiește să-și schimbe foarte mult viața, plănuiești să ieși în evidență, plănuiești să te faci auzit sau auzită. Mai văd o veste bună legată de planul financiar, care dacă n-ai primit-o, o primești. Mai departe. Văd aici o problemă, da, fie legată de o activitate pe care o ai de făcut, fie în alte cazuri văd aici o întârziere. Da? Dacă ai ceva de lucru, aici sunt niște vești care nu-ți plac, sunt niște vești care nu sunt pentru inima ta. Da? Din punct de vedere financiar pot apărea cheltuieli, mai văd aici. Dar uite că primești niște vești legate de niște instituții publice, de niște haine de stat pentru unii dintre voi. Dar uite că până la urmă primești acel răspuns pe care tu îl aștepți și văd aici că lucrurile se clarifică pentru tine din punct de vedere financiar. Hai să vedem pe casă și familie în momentul de față. În momentul de față văd foarte multă suferință în casă, în familie, văd că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine sau ai pus capăt la ceva, ești într-o perioadă de final. Opt de bâte. Uite, cineva din casa ta, din familia ta, nu știu, divorțează, termină o relație. Sunt aici niște discuții foarte intense legate de această problemă pentru alții dintre voi și niște vești pe care le primiți. Hai să vedem. Niște vești care inițial nu vă plac, da? Pajul de spade. Aici vei fi foarte curios să afli un anumit lucru și uite că vei reuși, da? Vei reuși să faci ceva anume. De asemenea, văd faptul că vei alege să mergi pe drumul cel mai greu din punct de vedere personal. Fie e ceva legat de o casă, fie e ceva legat de o persoană din familia ta. Ia să vedem. Soarele, uite, soarele arată succes, soarele arată bucurie, adică tu aici e nevoie să mergi, să te interesezi cum anume să rezolvi această problemă, pentru că sunt foarte mari șanse. Atât e la un bărbat care să știi că te poate, cum să spun eu, te poate influența, da? Negativ, nu este o persoană foarte bună. Mi-apare aici totuși un blocaj. Să vedem ce e cu blocajul. Bun, poate să fie un blocaj financiar pentru unii dintre voi, dar văd aici că e ca și cum te bagi într-un compromis sau faci o înțelegere cu cineva legată de o sumă mare de bani, legată de viața ta în general vorbind. Și hai să vedem surpriza pentru tine. Care e surpriza? Wow, surpriza vine de la regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Surpriza vine de la o persoană foarte rece sau surpriza poate să vină din partea unei instituții publice, din partea unei persoane cu uniformă. Uite, cineva care ia o decizie în legătură cu o relație. Este o decizie radicală. Și uite, surpriza vine cu o invitație, cu niște vești care vin de la omul ăsta. Cavalerul de bâte reprezintă pasiune, reprezintă atracție foarte mare. Deci uite, poți să cunoști pe cineva dacă ești o persoană singură sau surpriza vine din partea acestei persoane din trecutul tău, care uite, a fost rece, care sau căreia este dor de tine, dar nu știe cum să-ți spună. Ce-i cu acest cavaler de bâte?
Uite, niște discuții foarte rapide pe care le vei avea împreună cu această persoană. De asemenea, văd aici o clarificare a unei situații. Pot fi discuții rapide, pot fi cadouri, da, pe care cineva ți le pregătește. Cavalerul de spade. Trei de cupe. Uite, este o reacție neașteptată acestei persoane în legătură fie cu un triunghi amoros, fie în legătură cu o petrecere, în legătură cu o întâlnire între voi doi. Da? O întâlnire în care să vă simțiți bine, o întâlnire în care să vă bucurați. Uite, pajul de cupe vine cu niște vești foarte bune către tine, deci omul ăsta îți face o surpriză. Este cineva care deja a luat o decizie. Pentru că s-a săturat de manipulare sau s-a săturat de o anumită chestie. Unii e ca și cum aflați de o decizie a unei persoane din exteriorul relației și treaba asta influențează foarte mult viața voastră. Uite, cineva aici renunță la niște bani sau cineva abandonează un anumit proiect. Da? Este acest împărat de care vorbeam eu. Cineva care lasă ceva în urmă pentru tine. Pentru tine. Hai să vedem puțin și un mesaj din partea îngerilor romantici. Ți se spune să faci acest efort. Ți se spune că iubirea grozavă, adevărată, are nevoie de pași mici sau are nevoie de ghidare. Da? Mai vreau un sfat, uite, chiar pe dragoste, uite, eliberează-te, este timpul să preiei controlul asupra vieții tale. Deci, aici este adevărat, a fost o decepție sau este o decepție, cineva poartă o mască falsă, așa este, deci lucrurile nu sunt chiar atât de bune. Da? Atenție la steagurile roșii, ți se mai spune. Și să vedem despre ce e vorba aici. Flirt, da? Deci persoana asta va dori să flirteze cu tine și va conștientiza că tu ești sufletul lui pereche. Chiar dacă a fost o perioadă dificilă. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, nu uita să distribui videoclipul, să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Și acestea fiind spuse, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.